Un autocar în care se aflau 6 persoane s-a răsturnat într-un șanț de pe marginea drumului. Evenimentul a avut loc duminică seară la ieșire din orașul Salcea spre Dumbrăveni. Cele 6 persoane implicate au fost evaluate de către personalul medical și paramedical și, din fericire, nu au necesitat îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompieri militari ai detașamentului Suceava cu o auto specială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD.